În seara aceasta aș dori să ne apropiem de ultimul punct din doctrinele Harului, pe care noi îl numim doctrina păstrării în Har. Da? Tulipul ăsta calvinist sau acrostihul ăsta, acronimul ăsta care însumează doctrinele Harului, cele cinci doctrine, da? Totala depravare, alegerea necondiționată, ispășirea limitată, harul irezistibil și perseverarea sfinților arată pe omul înainte de mântuire, da? Prima doctrină, totala depravare, îl arată pe om înainte de mântuire și ultimul punct îl arată pe om după momentul mântuirii, da? Astea sunt doctrinele harului, așa pot fi ținute în minte. Primul punct, omul înainte de mântuire, ultimul punct, omul după mântuire. De asta vorbim despre păstrarea sfinților în har, nu vorbim despre păstrarea păcătoșilor în har. Ne-am ocupat în trei miercuri la rând despre, ne-am ocupat de doctrina pierderii mântuirii, ne-am uitat la hermeneutică, la implicațiile acestei doctrine, însă aș vrea să avem o abordare a mântuirii și dintr-o perspectivă pozitivă, dintr-un unghi pozitiv. Pentru început, vă voi sugera câteva aspecte introductive care ne ajută să privim corect doctrina asta. Vom avea o pauză în care dumneavoastră veți contribui la anumite implicații pe care le are doctrina asta în viața noastră și apoi, dacă mai avem timp, ne vom uita și la altceva. În primul rând, haideți să vedem cum ar trebui să abordăm această doctrină a păstrării în har. Este foarte important să formulăm corect lucrurile. Pentru că noi s-ar putea să spunem un cuvânt prin care cineva să înțeleagă altceva decât spui tu. De exemplu, dacă tu te duci și îi spune, vorbim despre doctrina pierderii mântuirii, dacă te duci și îi spune cuiva, eu nu cred în pierderea mântuirii, omul acela nu va înțelege același lucru pe care îl spui tu. Omul acela automat spune, a, el nu crede în pierderea mântuirii, asta înseamnă că ăștia cred că odată ce ești mântuit pentru totdeauna mântuit, înseamnă că poți să faci tot ce vrei. Tu nu crezi asta. Tu nu crezi asta. Pentru că el la definiție a adăugat o implicație. Da? Implicația că dacă crezi în lucrul ăsta, înseamnă că poți să faci tot ce vrei. V-am dat cea mai populară obiecție adusă acestei doctrine. De ce este important să spunem exact la ce ne referim noi? Între credincioși, între creștini, da, printre ei sunt mulți de creștini care se consideră creștini, există această ispită de a caricaturiza doctrina celuilalt pentru ca să-i faci pe ceilalți să o respingă. Mă, uite, sunt ăia care cred asta despre lucrul ăsta. A, da, asta cred ăia despre lucrul ăsta. Da, noi nu credem în așa ceva. Înțelegeți? Caricaturizez perspectiva cuiva despre un anumit lucru ca și alții care aud lucrul respectiv să îl resping. De aceea este important ca noi să spunem exact ce credem noi despre doctrina păstrării sau persevererii în har. Eu am formulat foarte simplu această doctrină în felul următor. Dumnezeu păstrează până la capăt toți credincioși adevărați în har. Dumnezeu păstrează până la capăt toți credincioșii adevărați în har. Și observați câteva aspecte importante. În primul rând, că Dumnezeu păstrează, nu omul se păstrează singur. Da? Dumnezeu păstrează, așa am spus. Dumnezeu păstrează pe toți credincioșii adevărați în har. Deci nu mă păstrez eu pe mine însumi. Acum este greșit să spui, omul nu are nicio implicație în mântuire. E greșit, că noi avem o implicație în mântuire. Noi ne pocăim de păcate, noi ne dăm silințele să trăim în sfințenie, noi trebuie să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Am mai auzit expresia asta aruncată în aer, chiar de către unii care pretind că cred doctrinile Harului și face rău expresia, formularea asta. Eu n-am niciun fel de implicație în mântuire. Nu ai o implicație în mântuirea ta. Ai o implicare în mântuirea ta. Da? Nu se pocăiește Dumnezeu în locul nostru. Deci niciodată Dumnezeu nu o să vină, Dumnezeu care este în mine, o să vină El în fața lui Dumnezeu ca să se pocăiască în locul meu. Nu, noi ne pocăim, da? Este pocăința un dar de la Dumnezeu? În același timp spunem că nu Dumnezeu se pocăiește chiar dacă pocăința este un dar de la Dumnezeu, da? Așadar, primul lucru pe care îl spunem în această doctrină este că Dumnezeu ne păstrează, nu noi ne păstrăm. Doi, că Dumnezeu ne păstrează până la capăt. Nu temporar. Carminienii vor veni și spune, dar și noi credem în doctrina păstrării în har. Dumnezeu ne păstrează atâta timp cât noi ne păstrăm în mâna lui Dumnezeu. Adică ai distrus tot ce ai spus în prima parte cu ce ai spus în a doua parte. Deci Dumnezeu ne păstrează, spune arminianul, dacă eu mă păstrez în mâna lui Dumnezeu. Păi dacă eu nu mă păstrez în mâna lui Dumnezeu, nici Dumnezeu nu mă păstrează. Deci nu are niciun sens absolut nimic din ce ai spus. Da? Noi spunem că
Păstrarea despre care noi vorbim este o păstrare perfectă. Ne păstrează pentru totdeauna. Dumnezeu păstrează pentru totdeauna. Acesta este al doilea aspect foarte important. Augustin are un tratat despre perseverarea sfinților în har. Este doar în limba engleză, din păcate, și absolut genial. Deci e superb să vezi mintea unui om de acum 1600 de ani cum gândea lucrurile astea. E absolut superb. Și el spunea în felul următor. Unii care îl întrebau, dar ce spui despre cazurile astea care au căzut din perseverare? Zice, măi, tu ai o definiție greșită a perseverare. Perseverarea în sine înseamnă până la capăt. Deci el n-a căzut din perseverare. El, dacă vorbești despre perseverare, înseamnă că a mers până la capăt. Când tu spui că a căzut din perseverare, vorbești despre altă perseverare decât aceea despre care noi vorbim. Noi când spunem cuvântul păstrare în har sau perseverare în har, ne referim la ceva care duce până la capăt. Al treilea aspect, Dumnezeu păstrează doar credincioși adevărați. Auziți cum e formulată doctrina? Dumnezeu păstrează până la capăt toți credincioșii adevărați în har. Sunt oameni care au credință falsă. Da, sunt. Sunt oameni care au o credință ca dracilor? Da, sunt. Sunt oameni care spun Doamne, Doamne și pe care Hristos nu i-a cunoscut niciodată? Da, sunt. Sunt oameni care se botează, intră în adunare și n-au fost niciodată mântuiți? Da, sunt. Sunt oameni care au făcut minuni, care au făcut tot felul de scamatorii și așa mai departe, care au făcut chiar lucrări în numele lui Dumnezeu pe care Dumnezeu nu le contrazice că ar fi fost false. Sunt asemenea oameni și care n-au avut de fapt credința adevărată? Da, sunt. Care oameni care cântă cu noi, se roagă cu noi, oameni care se botează cum ne-am botezat noi, oameni care sunt membri în adunări, cum suntem noi, oameni care au stat pe băncile adunărilor, cum suntem noi, și care n-au avut credința adevărată. Sunt multe locuri în Sfânta Scriptură unde ni se arată că sunt oameni care au mai multe tipuri de credință. Ba dacă te uiți, sunt oameni care n-au nici măcar credința dracilor. Că dracii cred și se... Citiți Biblia, să vedeți când se întâlneau draci cu Domnul Iisus, ce reacție aveau. Sunt oameni care astăzi vorbesc despre Hristos ca despre un prieten al lor foarte apropiat, așa, foarte, o prietenie foarte intimă și permis să glumească cu el, să distreze cu el. Aia nu-i credința adevărată, da? Deci noi vorbim despre păstrarea credincioșilor adevărați, în credința adevărată, da? Dumnezeu nu și-a luat responsabilitatea să păstreze falși credincioși în falsa lor credință. De obicei, falsa credință nu ține. Când vine un necaz, o suferință din pricina adevărului, omul se leapă de rapid de tot ce a mărturisit cu gura, dar n-a fost cu adevărat în inima lui. În al patrulea rând, al patrulea aspect, Dumnezeu păstrează pe toți credincioși adevărați. Niciunul nu se pierde. Promisiunile Domnului Iisus, vi le aduceți aminte, da? Voia Tatălui este ca să nu piardă pe niciunul din aia care a fost dat. Pe niciunul. El n-a pierdut pe niciunul și nici nu va pierde pe vreunul care este în Hristos, care este unit cu Hristos, care este în biserica lui Hristos. Și ultimul aspect, al cincilea, Dumnezeu păstrează în har. Ăsta este aspectul care este cel mai greșit înțeles. De ce oamenii spun că doctrina mântuirii lucrate de Dumnezeu în mod desăvârșit până la capăt duce la păcat? De ce spun ei lucrul ăsta? Pentru că ei nu înțeleg că noi vorbim despre o păstrare în har. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne învață să o rupem cu păgânătatea. Harul nu te învață să trăiești în păcat. Când el îți spune că doctrina harului tău duce la păcat, el n-a înțeles doctrina harului. Știți cu ce mă alin eu așa în doctrina mea? Că aceeași obiecție aveau și cu privire la doctrina Apostolului Pavel despre har. Deci să păcătuim ca să mulțească harul? De ce au obiectat ei acum 2000 de ani pentru această doctrină a Apostolului Pavel? Pentru că era o doctrină adevărată despre har. Dacă te duci în cele mai multe adunări în care se predică harul, harul lor n-ar putea să ridice semne de întrebare. Harul lor este un har legalist, că nu mai e har în realitate, dar e un har legalist care nici măcar nu-ți ridică probabilitatea sau problema asta că cineva ar putea să se gândească aș putea să trăiesc în păcat pentru că zice că harul s-a mulțit mai mult decât păcatul, deci dacă oricât aș păcătui, eu harul oricum e deasupra păcatului. La această doctrină adevărată despre har, că harul depășește păcatul, poți să obiectezi în felul ăsta. Deci harul duce la păcat. Dar la doctrina lor despre har nu poți să obiectezi în felul ăsta. El zice, dacă ai făcut asta, s-o pierdut harul. Păcatul lor este mai puternic decât harul. Și-au distrus chiar natura harului, conceptul despre har.
Noi vorbim, repet, în al cincilea rând, vorbim, al cincilea aspect, vorbim despre o păstrare în har, nu în păcat. Noi nu spunem, doctrina noastră nu se numește așa. Dumnezeu păstrează pe toți credincioși adevărați în păcat. Eu n-am auzit niciodată un calvinist sau un reformat să spună asta. Nu știu de unde trag ei concluzia asta. Noi credem în harul mântuitor, este și un har sfințitor. Un har păstrător în sfințenie. Dumnezeu te păstrează în sfințenie. Dumnezeu nu te păstrează în păcat. Da? Și lucrul ăsta este important de spus. Această doctrină a păstrării în har, al doilea aspect mare pe care vreau să-l subliniez pe lângă definiția pe care am dat-o, această doctrină a păstrării în har implică și perseverare în har. Care e diferența dintre păstrare în har și perseverare în har? Diferența e mare. Vă spun care este. E ca și cum l-aș pune eu pe fiul meu Calvin să facă un anumit lucru, să-și strângă jucăriile. Sau îl pun să facă un lucru periculos pentru vârsta lui, dar pentru că vreau să crească și să se dezvolte, îl pun să facă un lucru. De exemplu, să taie morcov cu cuțitul. El perseverează, el taie. Dar eu sunt spatele lui acolo și sunt gata că atunci când intervine un pericol, da? Când intervine un pericol, eu să fac un anumit lucru, da? Să iau cuțitul din mână sau să-l prind sau să-l ajut și așa mai departe, da? Sau îi țin eu mâinile din spate și îl ajut să taie și el se simte grozav că taie acolo morcovul sau nu știu ce cu cuțitul. În spatele tuturor lucrurilor sunt eu. Eu îl păstrez, iar el perseverează, da? Care se provoacă pe cealaltă? Perseverarea lui sau lucrarea lui mă determină pe mine să-l ajut? Nu! Ajutorul meu îl determină pe el să facă lucrarea cum trebuie. Dacă eu iau mâna și pun un morcov și tai rapid, eu sunt cel care determină tăierea corectă a legumei respective. Nu el mă determină pe mine. De aceea noi vorbim și despre păstrare în har și despre perseverare în har. Dumnezeu ne păstrează în har, omul perseverează. Păstrarea lui Dumnezeu provoacă și determină perseverarea noastră. Simplu spus. Dacă azi ai trăit ca un creștin, nu în toate aspectele, că nimeni nu trăiește perfect ca un creștin. Dacă azi ai trăit ca un creștin, ai trăit ca un creștin pentru că Dumnezeu te-a păstrat în harul lui. Nu invers. Nu invers. Cei mai mulți predică că Dumnezeu, da, te-a păstrat în har pentru că tu ai făcut una sau alta. Da? Al treilea aspect. Doctrina păstrării în har nu înseamnă că nu mai facem păcat. Că nu mai facem păcat. Doctrina păstrării în har nu înseamnă perfecționism. E foarte clar lucrul ăsta. Mulți credincioși care au înțeles harul lui Dumnezeu că mântuie și harul lui Dumnezeu sfințește, au ajuns la depresii profunde spirituale, pentru că au zis, domnule, dacă noi credem în doctrina păstrării în har, de ce eu am trăit în păcat? De ce am făcut păcatul ăsta? Înseamnă că nu sunt născut din nou. Înseamnă că nu sunt mântuit. Nu știu dacă dumneavoastră n-ați avut sezoane în viață sau perioade în viață sau evenimente majore în viață când datorită unor lucruri păcătoase pe care le-ați făcut, v-ați pus semnul întrebării cu privire la mântuirea dumneavoastră. Dar doctrina păstrării în har nu înseamnă doctrina perfecționismului. Că eu din momentul în care m-am întors la Dumnezeu, nu mai fac niciun păcat, pentru că sunt în har. Și veți vedea că doctrinele perfecționiste n-au fost propăduite aproape niciodată de mișcările calviniste, ci au fost propăduite de mișcările arminiene. Mișcarea wesleiană sau arminiană, mișcarea pelagiană. Deci doctrinele care au negat cel mai mult harul lui Dumnezeu, care au diminuat gloria lui Dumnezeu, sunt doctrinele care au propăduit erezia asta perfecționismului, că este o erezie. Este o erezie. Al patrulea aspect, doctrina păstrării în har duce la siguranța mântuirii, dar nu este același lucru. Doctrina păstrării în har duce la siguranța mântuirii, dar nu este același lucru. Siguranța mântuirii este percepția ta asupra ceea ce Dumnezeu face în viața ta. Dar percepția asta poate să diminueze sau să crească la un moment dat. Da? Acum, dacă tu într-o zi îți pui semnul întrebării cu privire la mântuirea ta, înseamnă că tu nu mai ești mântuit? Dacă tu într-o zi te îndoiești de mântuirea ta, înseamnă că nu mai ești mântuit? Nu, sunt două lucruri diferite. Să pun lucrurile din perspective negative. Mormonii au siguranța mântuirii. Martorii lui Jehova probabil că au o siguranță mântuirii mai puternică decât a noastră, uneori. Numai că au o siguranță falsă a unei mântuiri false, bazată pe un Hristos fals pe care îl predică ei. Asta este problema. Dar deși siguranța mântuirii noastre este subiectivă, este bazată pe percepția noastră, pe lumina spirituală pe care o avem asupra lucrării pe care Dumnezeu o face în noi, deși siguranța mântuirii noastre fluctuează, doctrina păstrării în har
Nu depinde de această siguranță a mântuirii, da? Nu depinde de această siguranță a mântuirii. Eu cred în doctrina pierderii siguranței mântuirii, dar nu în doctrina pierderii mântuirii. Poți să-ți pierzi certitudinea mântuirii într-o zi și m-aș mira dacă trăiești în păcat să nu-ți pierzi certitudinea mântuirii. Adică mi-aș pune semne de întrebare mari asupra stării tale spirituale dacă tu trăiești în păcat, dar ai un sezon în care trăiești în păcat și să spui eu acum sunt mai sigur de mântuirea mea ca oricând. Așa chiar ai probleme grave. Atunci chiar trebuie să-ți pui semne de întrebare cu privire la mântuirea ta. Dacă la asta te-a dus convingerea ta despre mântuire. Când trăiești în păcat să spui, eu sunt mai sigur ca oricând acum. Și nu mi-am pus niciodată semne de întrebare cu privire la mântuirea mea. Nu, atunci trebuie să te cercetezi, să te examinezi. Al cincilea aspect, doctrina păstrării în har nu este același lucru cu doctrina mântuit pentru totdeauna mântuit. Veți vedea că cei care vorbesc despre, vorbesc dezaprobator despre doctrina nepierderii mântuirii sau doctrina păstrării în har, o confundă cu doctrina odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Ce înseamnă expresia asta odată mântuit pentru totdeauna mântuit? Am mai spus, cred că în alt studiu, doctrina odată mântuit pentru totdeauna mântuit, cred că a răsărit în America într-un cerc evanghelic în care oamenii nu au acceptat celelalte puncte ale doctrinei harului. Dacă îl întrebi pe unul care crede doctrina odată mântuit pentru totdeauna mântuit, dacă crede în ispășirea limitată, tot spune: "Nu! Eu sunt calvinist în 3 puncte jumate." El de fapt nu e calvinist deloc, el nu e reformat deloc. El doar crede că mântuirea nu se pierde. Și cei mai mulți dintre ei trăiesc o viață superficială creștină. Da, doctrina aia poate să ducă la păcat, dar ceea ce noi predicăm nu este asta. Da? Nu este asta. Dacă e expresia în sine odată mântuit pentru totdeauna mântuit și o explici corect, pot să fii de acord cu ea. Dar de obicei, cei care vorbesc împotriva acestei doctrine au un concept american asupra doctrinei respective. Noi avem un concept biblic asupra acestei doctrine, nu un concept american. Noi n-am luat doctrinile Harului de la americani. Să fie foarte clar că mulți vorbesc așa. Ăștia cred în lucrurile astea că astea sunt venite la americani. Teologia reformaților venite la americani. Reformatorii nu trăiesc în America. Al șaselea aspect, doctrina păstrării în har face legătura dintre începutul și finalizarea mântuirii. Ce înseamnă păstrare în har? Înseamnă că a fost un moment în care am intrat în harul ăsta și sunt păstrat până la capăt. Doctrina păstrării în har, de fapt, sumarizează tot procesul mântuirii. Eu cred că am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Și această lucrare desăvârșită, perfectă, este asigurată de promisiunile lui Dumnezeu și de lucrarea Sfintei Treimi în viața mea. Asta cred eu. Că există o conexie perfectă între prima fază a mântuirii, a doua fază a mântuirii în care ne aflăm acum și ultima fază a mântuirii pe care Dumnezeu o va lucra infailibil de plin în viețile noastre. Al șaptelea aspect. Această doctrină a păstrării în har nu neagă că ar exista deficiențe în credința celor credincioși. Această doctrină a păstrării în har nu înseamnă că nu există deficiențe în viața noastră. Această doctrină în har nu înseamnă că noi nu vom avea uneori căderi grave sau perioade de cădere în viața noastră. Perioade de rătăcire. Că îi spun, unii spun, ați auzit aberația asta, dom'le, de asta s-au sinucis mulți calviniști. Dom'le, eu n-am găsit nicăieri o listă cu calviniștii care s-au sinucis. Că zice, doctrina asta te aduce la disperare. Că doctrina asta spune că ești în har și când cade un calvinist în păcat, el ajunge la disperare. Zice, nu mai sunt în har, își pune capăt vieții. Sau începe să trăiască ca un necredincios. Nu, nici vorbă. Noi nu spunem că a fi în har nu înseamnă că nu vei mai păcătui niciodată. Sau că a fi în har înseamnă că nu se întâmplă ca unii credincioși să aibă căderi grave. Sau că a fi în har exclude faptul că vei avea unele perioade, unele etape ale vieții de slăbiciune spirituală, de cădere spirituală. Nu asta spunem noi, da? Doctrina păstrării în har nu exclude aceste aspecte ale vieții noastre. Triste de altfel. Noi identificăm în viața noastră etape în care am fost slab spiritual. Noi identificăm în viața noastră etape în care am fost depărtați de Dumnezeu. Noi identificăm în viața noastră evenimente în care am căzut spiritual. Dar dacă crezi în doctrina păstrării în har, lucrul acesta te va ajuta să te uiți la evenimentul ăla, nu să fugi de el și să-l negi. Să te uiți la el și să spui, da, căderea mea a fost gravă atunci, păcatul meu a fost grav, a fost grosolan. Este inacceptabil pentru copilul lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar am fost ridicat pentru că Dumnezeu m-a păstrat în harul lui.
Și dai toată gloria lui Dumnezeu că ai ieșit din etapa aia neagră a vieții tale. Că ai ieșit din etapa aia întunecată a vieții tale. Dar lucrul acesta nu trebuie să te aducă la disperare, ci dimpotrivă. Ci dimpotrivă, creează în tine speranță chiar și în momentele acelea. În al 8-lea rând, abordarea acestei doctrine, interpretarea acestei doctrine, se face folosindu-ne de următoarele principii hermeneutice. Vreau să vă dau doar 3 principii, foarte simple, și vom intra imediat la pauză. Primul principiu, porneim de la exegeză spre exemple. Și veți vedea, cum am mai spus în multe discuții, eroarea mare care se face când vorbim despre mântuire este să te duci la exemple. Când eu spun unui om, domnule, mântuirea nu se pierde, e lucrată de Dumnezeu desăvârșit în noi. Da, da, Iuda, da, da, Saul, da, Samson, da, Adam, da, Dima, da, învățătorii apostați din 2 Petru. Și eu îi pun următoarea întrebare. Auzi, da, textul respectiv pe care tu mi-l aduci în discuție, este un text care a fost scris ca să-mi vorbească despre mântuirea lor? Arată-mi un text unde spune că Iuda a fost mântuit. Ca să putem vorbi despre pierderea mântuirii lui Iuda, nu? Arată-mi un text unde Biblia spune că Saul a fost mântuit. A prorocit Saul? Da, a prorocit. Mulți care au prorocit le spune Domnul că nu i-a cunoscut niciodată. Asta nu spune nimic despre mântuirea lui Saul. Spune Scriptura că Saul a fost înzestrat cu Duhul Sfânt ca să fie un împărat în Israel? Spune Scriptura. Foarte clar. A fost transformat într-un alt om. Dar dacă te uiți în contextul respectiv, ai să vezi că Scriptura se referă la înzestrările pe care Duhul Sfânt i-a dat ca să fie un împărat. Pentru că înainte a fost un fricos și după aceea a devenit un om plin de curaj. Cum? Printr-o lucrare a Duhului Sfânt care l-a ajutat să slujească în funcția respectivă pe care i-a dat Dumnezeu. Este un text care ne vorbește despre evenimentul convertirii, mântuirii lui Saul? Nu, nu este. Și atunci vorbim despre pierderea mântuirii lui Saul. Sau al lui Iuda, sau al lui Dima. Dima l-a părăsit pe Pavel din dragoste pentru lumea aceasta. Spune că și-a pierdut mântuirea, că a fost răscumpărat, că a fost îndreptățit, că a fost născut din nou, că a avut iertate păcatele. Nu spune lucrul ăsta Biblia. Înțelegeți? Noi trebuie să pornim de la exegeza textelor care vorbesc despre mântuire spre exemplele alea. Și vom interpreta exemplele în lumina exegezei. Al doilea principiu hermeneutic. Pornim de la pasaje intenționale spre pasaje tangențiale. Vă dau un exemplu. Efeseni 1 este un pasaj intențional, adică scris cu intenția precisă de a trata subiectul mântuirii. Dumnezeu din veșnicie ne-a ales, Fiul la vremea hotărâtă a murit pentru noi, iar Duhul Sfânt a aplicat mântuirea. Este un pasaj care vorbește multe versete, unul după altul, chiar despre subiectul mântuirii. 2 Petru, capitolul 2, pe care l-am studiat duminică seara, a fost scris cu intenția de a trata subiectul mântuirii, spuneți dumneavoastră. Nu, nici vorbă despre asta. 2 Petru, capitolul 2, n-a fost scris ca să ne vorbească despre mântuire. A fost scris ca să avertizeze, să înștiințeze biserica cum poate detecta, depista și cum se poate proteja de falși învățători. Asta a fost intenția lui Petru. V-am scris a doua epistolă ca să vă trezeți mintea prin înștiințări. Ăsta este scopul pasajului. Scopul pasajului nu este să vorbească despre mântuire. Tangențial poate să atingă subiectul mântuirii, dar nu este scris cu intenția de a trata subiectul ăsta. Și să știți, multe discuții se pot reduce foarte rapid. Foarte rapid se pot reduce la un numitor comun sau se pot reduce la o idee importantă punând următoarea întrebare. Auzi, spune-mi, te rog, cu ce scop a scris Pavel pasajul respectiv? Spune-mi tu. Și vezi că multe persoane nu știu nici măcar versetul dinainte. Îți citează un verset și nu știe versetul dinainte. Sau două versete dinainte. Dar aminte să-i spui despre ce vorbește tot capitolul. Chiar habar nu are. El nu știe dacă pasajul vorbește despre mântuire. E ca și cum aș duce la frigider să-mi scop papucii de acolo. Bă, nevastă, unii mi-s papucii. Păi tu unde-i cauți? În frigider. Frigiderul ăla nu a fost construit cu intenția de a se depozita papucii în el, da? N-a fost construit cu intenția asta și nici nevastă mea nu-l folosește cu scopul ăsta. Și nici eu n-ar trebui să mă duc să-mi caut acolo papucii, da sau nu? În același fel mă duc la un pasaj care n-a fost scris cu intenția de a vorbi despre mântuire și spun, uite ce spune despre asta. Ăsta a căzut de pe calea adevărului. Da, dar nu vorbește despre mântuirea lui. Vorbește că a fost pe o cale. Și după aceea spune că a intrat pe calea lui Balaam, dacă vorbim despre 2 Petru. A intrat pe calea lui Balaam. Care a fost calea lui Balaam? Ca un iubit plata fără de lege. Vorbește despre o conduită, domnule, despre un comportament, despre o caracteristică a vieții sale, nu vorbește despre mântuirea lui. Asta este o greșeală majoră, fatală care se face.
Te-ai dus la un test care n-a fost scris cu scopul respectiv și încerci să scoți din el ceva. A treilea principiu și ultimul, pornim de la pasaje care tratează specific subiectul pierderii sau păstrării mântuirii, da? Ne ducem la pasaje care tratează subiectul mântuirii și când vom vorbi despre păstrarea în har, ne vom duce la pasaje care au fost scrise ca să trateze subiectul păstrării în har. Nu alt subiect. Subiectul acesta, da? Și ultimul aspect pe care îl subliniez în introducere este acesta. De ce insistăm să fie cunoscută doctrina păstrării în har? Cum îi zic așa, mă, deci faceți atâta gargară. Dacă mântuirea oricum nu se pierde, lăsați-ne pe noi arminieni în pace. Că dacă noi suntem mântuiți, oricum nu o să ne pierdem mântuirea. Ce tu ne bateți la cap cu faptul că nu se pierde mântuirea, nu? Pare logic. Noi dacă noi calviniștii credem că oamenii nu-și pierd mântuirea, să lăsăm în plata Domnului că ei oricum nu-și pierd mântuirea. De ce insistăm să predicăm acest lucru? Cred că trebuie să insistăm să predicăm acest lucru datorită implicațiilor dezastruoase pe care doctrina pierderii mântuirii le are în credință și în practică. De asta nu-l pot lăsa. Pentru că pentru Dumnezeu nu este doar importantă trăirea creștină, ci și calitatea trăirii creștine, da? Eu cred că dacă arminienii sunt mântuiți, nu o să-și piardă mântuirea. Dar este important cum trăiesc arminienii pe pământul ăsta și cum trăiesc și calviniștii, da? Sau cum trăiesc cine mai trăiește, cine e credincios cu adevărat, da? Această doctrină schimbă calitatea vieții de creștini, de asta trebuie predicată. Apoi, pentru că această doctrină este învățată peste tot în Sfânta Scriptură. Da. Apoi, pentru că dacă eu am o dragoste sinceră pentru frații mei, pe mine mă interesează dacă ei trăiesc în nesiguranță, în teroare. Pe mine mă interesează lucrul ăsta. Mă doare pentru ei. Îi iubesc. Eu nu fac o dezbatere din Sfânta Scriptură. Și mulți oameni, din nefericire, au transformat subiectul acesta în subiect de dezbatere. Este un loc pentru dezbatere. Dar până la urmă, trebuie să înțelegem că lucrurile acestea afectează viața noastră, afectează credința noastră, afectează felul în care vedem pe Dumnezeu, afectează închinarea, rugăciunea, afectează toate domeniile vieții noastre și domeniile bisericii, de aceea este important să predicăm corect doctrina mântuirii. Amin. Care sunt implicațiile doctrinei păstrării în har a credincioșilor? Vă spune primul lucru la care m-am gândit eu, putere în ispită. Toți suntem ispitiți, totdeauna vom fi ispitiți. Ce te ajută să înfrunți ispita? Când tu spui, acum, dacă nu o dau bine, acum e posibil să-mi pierd mântuirea. Asta te ajută? Nu. Ci te uiți într-un fel de la distanță în fața ispitei, chiar dacă îi simți fiorii și chiar dacă îi simți tentația, puterea, eu sunt mântuit. Pe mine, ispita asta nu are puterea asupra mea. Eu pot să înfrâng ispita asta pentru că am har suficient de la Dumnezeu ca să fac față acestei ispite, da? Îți dă putere în ispită. De ce îți dă putere în ispită? Pentru că Dumnezeu chiar îți dă putere în ispită. La propriu chiar îți dă putere în ispită. Percepția pe care tu o ai asupra mântuirii tale modifică felul în care trăiești, modifică felul în care stai în fața ispitei. 2. Îți dă răbdare, pace și tărie în suferințe. Lucrul ăsta a fost amintit deja de dumneavoastră. Îți dă răbdare, pace și tărie în suferințe. În momentul în care trecem prin suferință, și mă refer chiar la necazuri și suferință fizică, sufletul nostru, Duhul nostru suportă o anumită slăbiciune. Satana, prin suferința fizică, prin necazurile fizice, veți vedea că slăbește partea noastră spirituală. Relația noastră cu Dumnezeu parcă intră într-o ceață. Este un impact asupra sufletului nostru când trecem prin necazuri, când trecem prin suferință. Și chiar percepția spirituală, uneori când trecem prin suferință fizică în trup, percepția spirituală slăbește. Ce faci în momentele alea când simți că te prăbușești? Cad din har! Mă pierd! Dacă tu ai trăit cu această credință că mântuirea ta este perfectă, desăvârșită, lucrată de Sfânta Treime în ființa ta, în momentele alea de suferință, cel mai probabil că vei avea putere ca să treci prin ele, ca să te ridici de acolo, da? S-a mintit lucrul acesta, al treilea lucru, trăim din dragoste pură pentru Dumnezeu. Spune 1 Ioan 4,18 așa. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Dumnezeu mă distruge, Dumnezeu mă nenorocește, mă pierde Dumnezeu. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Dragostea biblică coexistă cu frica de Dumnezeu. Când stai în fața, eu cred că această doctrină a păstrării mântuirii îți dă o frică autentică de Dumnezeu. Te uiți în fața unui Dumnezeu care poate să te ridice de oriunde. De oriunde te poate ridica.
Stai cu respirația tăiată în fața unui asemenea Dumnezeu. Când îți înțelegi bine abisul păcatului în care ai fost. Când înțelegi bine căderile în care ai căzut după ce te-ai întors la Dumnezeu. Și vezi că Dumnezeu te-a scos de acolo. Abia atunci poți să vezi măreția lui Dumnezeu și să tremuri în fața unui asemenea Dumnezeu. Spune Scriptura că Dumnezeu este un Dumnezeu care iartă și din pricina aceasta este un Dumnezeu de temut. El este un Dumnezeu care iartă și din pricina asta, în psalmi spune, de asta Dumnezeu ne face să ne temem. Dar este o teamă pozitivă acolo, da? Nu e o teroare. Nu e o frică că mă distruge Dumnezeu. Nu e o frică că mă distruge Dumnezeu. Ci o frică de un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu măreț, da? Un Dumnezeu măreț. O înfiorare profundă a ființelor noastre când ne uităm din ce ne scoate Dumnezeu și din ce ne-a scos Dumnezeu. 4. Eliberare de frică în procesul sfințirii. Dacă eu în fiecare zi aș trăi cu sentimentul, da, eu trebuie să mă sfințesc, dar dacă nu mă sfințesc cum trebuie, eu mă pierd. Pentru totdeauna mă pierd. Aia nu este sfințire în modul în care Dumnezeu vrea să o lucrăm, da? Ne eliberează de frică în procesul sfințirii, doctrina păstrării mântuirii, da? Un om care crede că poate cădea oricând, nu poate fi motivat să se sfințească, pentru că el are o preocupare obsedantă cu căderea, nu cu progresul. Dacă tu crezi că te poți pierde, spui, trebuie să fac asta ca să nu cad, trebuie să fac asta ca să nu cad, trebuie să fac asta ca să nu cad, trebuie să fac asta ca să nu cad. În loc să te preocupi de progresul tău, începi să te preocupi foarte mult de căderea ta. Asta se întâmplă. 5. Un curaj supranatural în fața morții. Auziți ce spune Evrei? Că Hristos a murit ca să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Intri într-o sclavie, într-o teroare. Și nu mai trăiești viața cum trebuie să o trăiești dacă ți-e frică de moarte. Dar credinciosul nu mai are această frică de moarte pentru că nu crede că se pierde în momentul în care a murit. Nu se pierde nici măcar până a ajuns la moarte. El nu se pierde, pur și simplu, el nu se pierde. Moartea pentru el nu este o tragedie așa cum o văd ceilalți oameni. 6. O speranță ancorată dincolo de moarte. Deci nu am doar un curaj supranatural în fața morții. Când vine moartea, spui, Domnule, eu știu unde mă duc. Da? Ci tu ai o speranță ancorată dincolo de moarte. Întrebarea este ce se întâmplă după moarte. Ce se întâmplă după moarte? Auzi ce spune Domnul Iisus Hristos. Îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6:40. Îl voi învia în ziua de apoi. Tu ce speranță ai dincolo de moarte? Ce speranță ai dincolo de moarte? Doctrina păstrării în har vorbește că suntem păstrați până la capăt, până în veșnicie. Da? 7. Ne dă o pasiune aprinsă pentru sfințire. Ne dă o pasiune aprinsă pentru sfințire. Eu dacă știu că Dumnezeu lucrează mântuirea în mine, că Dumnezeu este deja la lucru, îmi dau toată sfința și eu să mă sfințesc. Că știu că Dumnezeu face deja lucrarea asta și o va face până la capăt. Eu nu, cum se spunea deja, eu nu negociez cu Dumnezeu, nu aștept să văd Dumnezeu ce mai face. Și face plățile la timp. Pentru felul în care am trăit săptămâna asta, oare Dumnezeu îmi mai da har pe viitor sau nu? Că după cum am trăit, e posibil să nu mai îmi dea. Nu, eu știu că Dumnezeu o să-mi dea. Că în fel și chip, prin disciplină pozitivă, Dumnezeu lucrează în mine sfințirea, prin disciplină să o numesc așa negativă, în sensul că Dumnezeu mă disciplinează, într-un fel sau altul Dumnezeu mă va sfinți. Și asta îmi dă pasiune în sfințire, da? Eu nu o să mă pierd. O siguranță în comuniunea cu Tatăl. Rugăciunea este sabotată, comuniunea cu Dumnezeu este sabotată de acest gând al pierderii. Cum să te mai duci tu cu curaj la Dumnezeu? Doamne, vin înaintea Ta, te laud, mă închin înaintea Ta, mă mărturisesc, eu știu că Tu nu mă primești. Când o știi, că e foarte posibil ca Dumnezeu să nu te mai primească. Pentru că te-ai pierdut, ai căzut. Și Dumnezeu e mânios. Hristos niciodată nu se va mai mânia pe biserica Lui. Niciodată. Se întristează Duhul, sunt astăzi cu totul altceva. Eu știu că, indiferent de ce s-a întâmplat în viața mea, eu mă pot întoarce acasă la Tatăl. Eu pot să intru în comuniune cu Tatăl. Dacă n-aș mai putea să intru în comuniune cu Tatăl, cum mă mai pocăiesc? Doctrina păstrării mântuirii în har modifică, sau ar trebui să modifice într-un mod esențial, definitiv, apropierea noastră de Dumnezeu, comuniunea noastră cu Dumnezeu. Mulți dintre noi credem în doctrina păstrării în har și nu ne rugăm pentru că încă avem gândul ăsta că Dumnezeu dintr-un motiv sau altul ne respinge. Și este o contradicție în termeni. Mulți oameni care cred în doctrina păstrării în har cred totuși într-un fel de respingere pe care Dumnezeu o are pentru credincioși. Eu vă spun, nu există credincios care să fie respins de Dumnezeu dacă el se duce la Dumnezeu. Nu există. El este păstrat în harul lui Dumnezeu. 9. O puternică siguranță cu privire la a doua înviere. Și este cu totul diferit de ce am spus mai înainte. Doctrina păstrării în har îți dă curaj în fața morții, doctrina păstrării în har îți dă speranță pentru dincolo de moarte, da? Doctrina păstrării în har îți dă speranță și siguranță cu privire la înviere.
care este cu totul altceva. Eu nu doar mă duc în veșnicie. Eu am siguranță că voi învia. Harul lui Dumnezeu mi este dat deplin, total. Mântuirea mea nu înseamnă doar mântuirea sufletului meu, ci înseamnă și mântuirea trupului meu. Și intrarea mea într-o lume nouă, un cer nou și un pământ nou. Ăsta este harul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu mântuiește doar sufletul nostru. Am așa mântuirea în mine, cumva. O am în mine mântuirea. Eu sunt mântuit deplin, total. Și indiferent cât o să dureze din momentul în care eu trec în veșnicie până la înnoirea tuturor lucrurilor, eu sunt în harul lui Dumnezeu păstrat. Da, nu trecem prin purgatoriu, pe la vâni, pe la nimica. Este o siguranță extraordinară pe care ne-o dă Dumnezeu. 10. Un stimul pentru pocăință. Cum ai curaj să te pocăiești când ai păcătuit? De unde știi că nu ăla-i păcatul pentru care ți-ai pierdut mântuirea? De unde știi că nu ăla-i momentul când Dumnezeu spune m-am săturat de tine, mi scârbă de tine. De 30 de ani tot iert la păcatele tale. Nu, Dumnezeu în momentul în care te-a mântuit și ți-a dat har, El a luat în calcul toate păcatele pe care tu le vei face. Ce stimul ai tu ca să te pocăiești? Ce stimul ai tu ca să te pocăiești? Dacă e posibil să te fi pierdut deja. Pentru ce să te mai pocăiești? Dacă nu zice, citează Evrei 6, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și fie aduși la pocăință. Corect. Iată, s-a încheiat cu el. Textul vorbește despre pocăința inițială. Noi ne mai putem converti încă o dată. Naște din nou încă o dată, da? 11. E singura modalitate de glorificare sinceră a lui Dumnezeu. Eu cred că un arminian consecvent nu-l poate lăuda sincer pe Dumnezeu. Când tu știi că mântuirea ta de azi a depins de faptul că tu ai perseverat, că tu ai profitat de harul lui Dumnezeu, ăsta este arminianism consecvent. Tu ai profitat de harul lui Dumnezeu. Apoi du-te și mulțumește-i azi lui Dumnezeu că Dumnezeu te-a ținut pe cale. Nu, tu ți-ai ținut pe cale. Du-te și mulțumește azi lui Dumnezeu că Dumnezeu te-a ținut în mâna Lui. Nu! Să citesc pe președintele cultului pentecostal, tu te-ai ținut în mâna lui Dumnezeu. Tu te-ai pus și te-ai ținut în mâna lui Dumnezeu. Asta este doctrină consecventă, asta este arminianismul. Și acum du-te și laudă pe Dumnezeu. Sincer! Numai harul, El mă face, El mă ține, El mă face credincios. Păi cum se facă El credincios? Tu te faci credincios dacă accepți harul. El mă ține credincios cu adevărat. Nu El te ține credincios cu adevărat, tu te ții în mâna lui Dumnezeu. Ăsta este arminianism consecvent. Închină-te atunci sincer înaintea lui Dumnezeu. Recunoscând că de fapt tu ai activat harul lui Dumnezeu. Tu ai folosit harul lui Dumnezeu. 12. Singura modalitate de atribuire a meritelor mântuirii tale lui Dumnezeu. Este singurul mod în care atribui toate meritele mântuirii tale lui Dumnezeu. Ei zic așa, faza inițială a mântuirii a făcut-o Dumnezeu, El. Dar nici acolo nu a făcut-o doar Dumnezeu, că tu o trebuie să accepti. Dar după ce ai fost mântuit, fraților, dar și noi trebuie să. Tu zici, da, meritele mântuirii pentru momentul în care am fost mântuit, le dau toate lui Dumnezeu. Dar de ce fratele Ciprian e azi credincios? Pentru că el a rămas în viță. Nu zice acolo în Ioan 15, dacă rămânem în el. De ce e el credincios azi? De ce ești tu credincios azi? Pentru că tu ai rămas în viță. Deci meritele mântuirii tale de acum 40 sau 30 de ani când ai fost mântuit, sau lui Dumnezeu, dar meritele că tu ai rămas în viță, ale cui sunt? Păi nu poți să le dai lui Dumnezeu, că nu te-o ținut el cu forța. Că spun că Dumnezeu nu ține cu forța, nu asta zic ei. Deci meritele pentru că tu ai rămas 40 de ani în viță sunt ale tale. Sunt ale tale. Nu doar că nu poți să dai glorie lui Dumnezeu, nici măcar nu poți recunoaște că toate meritele sunt ale lui Dumnezeu. 13. Singura modalitate ca omul să rămână smerit. Dacă tu înțelegi că în fiecare secundă, că în fiecare oră, că în fiecare zi în care ai fost în harul lui Dumnezeu, se datorează lucrarea aceasta numai lui Dumnezeu, asta te va ține smerit. N-ai nimic ce să-ți atribui ție. Smerenia nu este un fel de meditație yoghină creștină în care stai și spui, Doamne, bă, ce-mi vine să mă mândresc. Uite, eu n-am făcut ca aia, na? Îmi vine să mă mândresc. Doamne, ține-mă smerit. Dar eu am făcut până la urmă, nu? Dar ține-mă smerit. Și încerci să ți inoculezi ție ideea că n-ai făcut nimic, când tu de fapt știi că tu ai făcut. Că depinde o depins. Că alții n-au făcut, dar tu ai făcut. Nu asta e smerenia. Smerenia înseamnă să privești cu sinceritate la mântuirea ta și să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. De la început și până la sfârșit. În fiecare secundă în care ți s-a dat har datorită milei și îndurării lui Dumnezeu. Nu datorită ție. Așa poți rămâne smerit. Este în a 14-lea rând singura cale de păstrare a credinței. Ce înseamnă credința? Credința înseamnă o dependență sinceră de Dumnezeu. Asta înseamnă.
Credința înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, eu nu pot să fac nimic, de mine nu depinde deloc, eu depind numai de tine. Asta înseamnă credința. Dar, dacă tu știi că mântuirea ta de azi depinde de tine, cum poți să rămâi tu în credință? Pentru mine arminianismul este o formă, este o aberație ce spun acum, dar ascultați-mă. Pentru mine arminianismul este o formă de ateism creștin. Pentru că arminianismul ăsta te împinge. Te împinge să spui așa: Dumnezeu m-a mântuit, dar ca să rămân mântuit depinde de mine. Asta e necredință. Dacă nu depinde de Dumnezeu, ci de tine, asta e necredință. Înseamnă să propovăduiești: fraților, de voi depinde, de voi depinde, de voi depinde. Eu îți iau ochii de la Hristos, de la Dumnezeu, de la harul lui și îndrept spre tine, că depinde de tine. Da? Asta este o formă de ateism. Opusul credinței este necredința, adică ateismul. Nu depinde de Dumnezeu, ci depinde de mine. Inoculez necredința în oameni. Este un miracol, din punctul meu de vedere, un miracol a mântuirii și a harului Dumnezeu, că în biserici super arminiene, ultra-arminiene, oamenii rămân în arș în credință. În multe cazuri este vorba despre o trăire firească într-un pseudohar imaginat de-a loc, ei nu sunt mântuiți, dar în celelalte cazuri în care oamenii sunt mântuiți, acolo este o dovadă clară a miracolului, harului lui Dumnezeu. Că li se inoculează că totul depinde de ei și totuși ei depinde de Dumnezeu și cântă numai harul tău mă ține. Deci cum să crezi că depinde de tine și tu să cânți că numai harul lui Dumnezeu te ține? Măcar nu mai spune numai harul, nu spune numai harul. Spune eu și harul. Eu și harul, eu și harul. Da? Nu, numai harul. Când spui numai harul, deja spui sola harul, nu? Sola grația. Iar ei nu cred în sola grația. Cred în sola voința liberă care folosește harul lui Dumnezeu. Dacă eu, da? Dacă eu accept. Și în ultimul rând, este singura cale către bucurie și pace. Ce-ți dă ție satisfacție deplină în Dumnezeu? Ce-ți dă ție bucuria mântuirii? Decât faptul că Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, indiferent de perioadele din viața noastră prin care trecem, Dumnezeu ne ridică, ne disciplinează. Nu știu dacă vă place expresia asta. Dumnezeu dă cu noi de pământ. Doctrina asta nu te duce la păcat. Dumnezeu o să dă cu tine de pământ. Ascultați-mă, dacă Dumnezeu a pus ochii pe tine și te-a ales, că eu m-a ales, Dumnezeu dă cu tine de pământ. Deci îți va produce Dumnezeu atâta suferință și atâta necaz că te vei pocăi. O, Dumnezeu mă constrânge. Da, o să te constrângă. La ce Dumnezeu mă forțează? Nu știu dacă pot să spun cuvântul forțează, dar o să te pocăiești. Păi dacă nu mă forțează, cum poate să mă facă să mă pocăiesc? Hai să vezi. Cum? Hai să vezi cum. Nu e nevoie ca Dumnezeu, auzi, când zic că Dumnezeu dă cu tine de pământ, nu înseamnă că Dumnezeu te va băga neapărat într-un pat de spital cu perfuzii și nu o să poți mânca decât prin tub. Nu neapărat așa. Îți dă Dumnezeu un ghim pe care așa o să te macine. De aici te pocăiești cu siguranță. Pentru Dumnezeu este o siguranță absolută în privința asta. Da? Această doctrină a păstrării mântuirii este o doctrină care are implicații foarte puternice în viața noastră de fiecare zi și m-am bucurat de participarea fiecăruia dintre dumneavoastră la a culege implicații practice ale credinței noastre în această doctrină. Faptul că tu nu le conștientizezi pe toate odată este cu totul altceva. Dar într-un moment sau altul, Dumnezeu te va aduce în viața aceasta la momente în care vei ajunge să prețuiești doctrina asta. Și de obicei noi o prețuim nu când e bine, ci când e rău. Și atunci cu lacrimi în ochi spunem: Doamne, dacă nu erai tu... Dar de lucrul ăsta trebuia să fim conștienți tot timpul înainte. Și Dumnezeu să lucreze un impact puternic a acestei doctrine în viața noastră. Amin.